Specialiștii Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpulung recomandă pentru lectura din weekendul ceva să vină o carte a unui cunoscut scriitor japonez nominalizat în mai multe rânduri la Premiul Nobel, Haruki Murakami. Volumul intitulat După cutremur reunește mai multe povestiri care au ca subiect cutremurul din 1995 care a zguduit regiunea Kobe din Japonia. Spiritul pătrunzător al autorului urmărește destinele unor oameni conduși de speranță și disperare în urma acestui cataclism. Și-a petrecut 5 zile în fața televizorului. Privirea tăcută, cu imaginile cu bănci și spitale dărâmate, străzi comerciale mistuite de flăcări, autostrăzi și căi ferate întrerupe, întrerupte. Stătea cufundată în canapea cu bunzele strânse și nu-i răspundea deloc lui Comura, nici măcar printr-un semn din cap. Comura nu era sigur nici măcar că ea îl ascultă. Soția lui, din câte știa el, nu avea rude sau cunoștințe în zona Kobe. Cu toate acestea, stătea lipită la televizor dimineața și până seara, din câte își dădea el seama, nu mânca și nu bea nimic. Nu se mișca decât ca să schimbe canalele din telecomandă. Recomandarea de lectură din cadrul Bibliotecii Municipale Câmpulung din această săptămână este uh, publicația după cutremur, uh, romana al autorului Haruki Murakami, autor japonez, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori din, uh, din Japonia. Născut în 1949 la Kyoto, a studiat teatrul la Universitatea din Tokyo și... Uh, o, experiența sa ca traducător al operelor lui Scott Fitzgerald, al lui John Irving și Truman Capote, își vor spune cuvântul în formarea sa ca de mesager al unei Japonii occidentalizate. Un, un ținut în care pare lipsit de suflet și spirit, dar care s-a remarcat prin o serie de romane. Primul său roman a fost Ascultă cu Cântă Vântul, care i-a adus un premiu pentru literatură, urmat de Pinball, apoi și romanul cunoscut În căutarea Oii Fantastice, dar a rămas cunoscut în istoria literaturii și în Europa prin volumul Pădurea Norvegiană, publicat în 1987. Recomandarea din această săptămână, după cu cutremur, este o serie de povestiri reunite după cu, legate de teribilul cutremur din 1995 care a zguduit regiunea Kobe din Japonia. Spiritul pătrunzător și poetic al scriitorului urmărește destinele unor oameni conduși în același timp de speranță și disperare, cu tremurul fiind un ecou al trecutului de mult îngropat. Prin urmare, vă așteptăm la bibliotecă să împrumutați una dintre, cele mai, dintre creațiile celui mai cunoscut prozator japonez. Cărțile lui Haruki Murakami sunt traduse în mai multe limbi, iar prestigiul acestui scriitor se datorează modului său de a crea acele stări sufletești ale personajelor puse în diferite situații critice. Cei care doresc să citească cartea după cutremur sunt așteptați la Biblioteca Municipală pentru a o împrumuta.